O tânără din Târgu Jiu a ajuns în beciul poliției după ce a lăsat un bătrân italian fără sute de mii de euro. Femeia l-a amăgit pe bărbat cu o relație, în realitate urmând doar să-i ia banii. După o perioadă în care i-a propus mai multe afaceri, inclusiv în Dubai, din contul italianului au ajuns în buzunarele româncei 780 de mii de euro. Septuagenarul și-a vândut chiar o casă, iar din banii obținuți i-a cumpărat gorjencei un bolid de lux. În perioada mai 2015-septembrie 2017, folosindu-se de sentimentele de dragoste și pasiune dezvoltate de cetățeanul italian Francesco Tiello Alberto, în vârstă de 71 de ani, la debutul relației, pe baza unor promisiuni ferme și repetate de stabilirea unor relații stabile, specifice vieții de cuplu, de întemeierea unei familii, nașterea unor copii și realizarea unor oportunități de afaceri, respectiv deschiderea unui salon de coafiură mai întâi în Dubai și apoi în București, România, cu complicitatea altor persoane, în mod repetat, a indus în eroare partea civilă, respectiv pe cetățeanul italian, deposedându-l de suma totală de 780.000 de euro. Procurorii au emis mandat de reținere pe numele femeii acuzate că l-a înșelat pe bătrânul italian, mințindu-l că îl va lua de bărbat. Procurorul din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 8 ianuarie 2019, orele 18:30, a suspectei Mărgăian Simona Daniela, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și va fi prezentată din nou la audieri cu propunere de arestare preventivă.